v-am găsit, doamnelor și domnilor, la intrare liberă. Vorbim astăzi despre problema compromisului intelectualilor cu puterea comunistă, un subiect care a fost abordat cu mult elan justițial în anii 90-2000 și care cere acum o privire mai rece, mai atentă la document, în primul rând, mai nuanțată. Și cu astfel de privire vine un volum recent publicat, care se cheamă Dincolo de regulile jocului, trepte și limite ale compromisului intelectual în perioada 48-64, un volum care are câteva reacții scrise, am văzut și niște cronici, deci salutate de lumea culturală. Autoarea e Ruxandra Cumpeanu, pe care mă bucur să avem astăzi în studio, și combatem în chestiune cu criticul Paul Cernat, conferențiar la Facultatea de Litere din București, istoricul Cristian Vasile, cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, și profesorul Ioan Stanomir, binecunoscut eseist, iar via Zoom ni se alătură criticul Andrei Terian, profesor la Facultatea de Litere din Sibiu. Într-un fel sau altul, toți cei care sunteți aici v-ați apropiat de chestiunea în cauză, compromisul intelectualilor, scriitorilor în anumite cazuri în vremea comunistă. Paul Cernat, Ion Stanomir, nu ați semnat Angelo Mickiewicz, Ion Manolescu, o carte care se chema Explorări în comunismul românesc. Cristian Vasile are o carte, Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghe Udej. Iar Andrei Terian are o carte despre Gecălinescu, la origine teza de doctorat, așa cum și cartea cu pricina, pe care o discutăm astăzi, foarte documentată, se vede și după grosime, e tot la origine o teză de doctorat. Iar cazurile în chestiune sunt trei studii de caz, Mihai Ralea, Gecălinescu, Tudor Vianu. De fapt, ne fac să reflectăm asupra, să zicem, conduitei nu morale, ci deontologice a intelectualilor români în anii aceia foarte tulburi și foarte complicați. Nici nu știu cum, de fapt nu cred că aveau vreo variantă. Da, este greu de spus dacă aveau vreuna sau nu. Nu știm decât ce s-a făcut în epocă, mai puțin ce s-ar fi putut face și nu s-a făcut, ar fi contrafactual să speculăm. Există totuși cazuri de intelectuali care s-au descurcat mai onorabil decât alții, care au reușit să își păstreze opera curată sau segmente ale ei, în orice caz. Nemai activând în... Sau care au renunțat să activeze în anumite domenii mult prea expuse. Cum ar fi? Publicistica literară era foarte expusă. Și care sunt cazurile de intelectuali care s-au descurcat mai bine? Dintre cei trei pe care am discutat, eu i-am ales tocmai pentru că ei, de fapt, ilustrează lor de poziție foarte diferite, au maniere diferite de a gestiona contextul dificil pe care îl traversează. Vianu, cu siguranță, se descurcă cel mai bine în situația asta. Firește că totul trebuie contextualizat, adică Vianu reușește în bună măsură să facă ce face, adică să activeze la catedră, să predea literatură comparată într-un mod cât mai puțin ideologizat cu putință, și pentru că are ajutor uneori, de multe ori, din partea lui Ralea, care din funcțiile pe care le ocupă în plan politic și în plan cultural, intervine nu de puține ori ca să-l mențină la catedră. Vianu este mereu la un pas de a fi exclus din universitate. Da, vorbim mai ales de cazurile astea, pentru că mi se pare că și Gecălinescu și Tudor Vianu reprezintă niște modele. Despre Ralea s-a vorbit mai puțin în ultimii ani, parcă... Și din perspectiva asta, Gecălinescu e cazul cel mai spectaculos, toate jongleriile lui și cu dublu discurs cu puterea comunistă, de fapt nu l-au ajutat sau l-au ajutat, nu știu, să-și prezerve intact opera critică. Paul? Acum lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că și perioada are fluctuațiile ei, trebuie să o discutăm pe segmente. Adică, într-un fel, s-au întâmplat lucrurile între 48 și 53-54, să zicem, până după moartea lui Stalin.
Altfel, în anii de după și după 1960, lucrurile încep să iau altă turnură către o anumită relaxare, se schimbă și gărzile la partid. Și Ruxandra se ocupă mai ales de anii foarte, foarte duri. Se ocupă de întreg intervalul 48-64, da. Care, repet, nu este nici el foarte, foarte omogen. Iar în cazul lui Călinescu trebuie să discutăm ca pe un critic instituție, în funcție de instituțiile în care a activat sau nu a mai putut activa, adică relația cu universitatea pe de o parte, de unde a fost îndepărtat la sfârșitul anilor 40, în urma acelui denunț cunoscut, Vicu Mândră și ceilalți, da, de fapt a fost mai complicat, nu prezenta garanții pentru contactul cu tinerii. În schimb, fiind un tovarăș de drum, fiind un aliat de circumstanță, chiar cu asupra de măsură, pentru că avea un trecut de escamotat, i s-a dat o colivie aurită, să zicem așa, Institutul de Istorie Literară și Folclor, care va deveni, după moartea lui, Institutul de Istorie și Teorie Literară, care va purta numele lui G. Călinescu. Acolo el se va ocupa de istoria literară. Deci i s-a dat pe mână istoria literară și acolo Călinescu a putut să facă mai mult decât a fost lăsat să facă în altă parte, cu limitele lui, în privința cronicii literare, unde nici în interbelic nu a excelat prin comparație cu alte domenii, Ruxandra Câmpeanu identifică foarte clar punctele lui nevralgice. La început să scrie târziu, se revine târziu la cronica literară, spre sfârșitul anilor 50, și atunci când a făcut-o, nu, a fost destul de timorat. Sunt puțini scritori care au confirmat ulterior binecuvântați de Călinescu, și aici excepția este Marin Sorescu, excepția fericită. Iar ca profesor, când revine, fără să fie încadrat, reîncadrat oficial după 1960, are o influență, sigur că da, asupra tinerilor din generația 60. El însă a jucat dublu și a avut și sprijinitori destul de importanți. Eu cred că fără Gheorghiu Dej ar fi avut probleme mai mari. El a avut un sprijin chiar la Dej. A avut foarte mulți dușmani în diferite eșaloane de partid și a jucat uneori riscant. Știa totuși, dincolo de histrionismul lui, care sunt regulile jocului, și a știut să se plieze în mod oportun, dar avea un cabotinism, un histrionism care îl făcea uneori să scape printre degetele regimului. Cazul Bietul Ioanide, spre exemplu, dar nu numai. Mi-aduc aminte ce scria Radu Petrescu în jurnalul lui, Radu Petrescu fiind un scriitor care s-a abținut, low profile, e puțin spus, un ascet în perioada respectivă și a reprimat orice fel de veleitate publică, a așteptat să se termine perioada stalinistă, dar consemnează în jurnal articolele lui G. Călinescu, în care vedea, cu toate compromisurile lui, dar cu talentul lor extraordinar, în care vedea așa un fel de, să zicem, aer curat, oază de speranță, rază de lumină. Deci era un fel de a negocia cu puterea. Și aici Călinescu s-a dovedit a fi un foarte abil negociator cu sistemul, speculând conjuncturile, a zice. El a și riscat un pic în cazul Bietul Ioanide, dar după aia lucrurile s-au schimbat. Depinde și cine era în jurul lui. La început a fost Ion Wittner, adjunctul și cel care îl ghida, îl ghidona. După aia, când s-au mai schimbat ploile, a venit Mihai Novikov, cu care era mai bun prieten și care venea și dintr-o familie de nobili ruși dinaintea Revoluției Bolșevice. Avea un alt tip de relație. Deci Călinescu a fost un om care a slalomat. A făcut un slalom uriaș în această epocă și să zic, pentru binele lui, pentru zice binele Ruxandra lui, în cartea aproape. Sunt costuri și beneficii de discutat. Pentru unii a fost rău. De exemplu, atunci când Marino s-a întors din, mă rog, detenție și a încercat domiciliu forțat obligatoriu și a încercat să se reinsereze în viața literară și, mă rog, în lumea intelectuală, fostul lui coordonator doctorat și maestru l-a tratat foarte, foarte urât, l-a respins, practic, generând un
altfel de respingere din partea lui Marino pe termen lung. Și mai sunt și alte cazuri. Alți critici istorici literari cu probleme la dosar au fost însă apărați, încadrați pe post după ce unii dintre ei făcuseră închisoare politică, nu știu, Ovidiu Papadima, Valeriu Ciobanu, mai sunt și alții, Gheorghe Vrabie, nu mai vorbesc de alți discipoli ai lui Gecărinescu de la institut. Deci lucrurile trebuie tratate diferențiat. E clar că Gecărinescu nu prezenta garanții, deci, ca profesor universitar, pentru că era prea histrion și stilul lui de a preda nu cadra cu rigorile dogmatice ale stalinismului, prezenta însă garanții sub control în calitate de director al Institutului de Istorie Literară și Folclor, deci s-a repartizat istoria literară care, fiind mai sustras actualității, prezenta un grad de libertate mai mare decât în cazul publicisticii literare sau decât în cazul altor zone ale actualității, da, ale, uh-huh. Da, profesiei de intelectual public, să zicem, arondat regimului. Trebuie văzut în ce măsură Călinescu a reprezentat și un model de supraviețuire și un model de compromis, un model de negociere cu sistemul pentru generațiile care au venit, pentru că e clar că el este și un intelectual de nișă. Nu este propriu un intelectual, un aparatic. Este mai degrabă o vitrină. Regimul avea nevoie de el. Avea nevoie de capitalul lui cultural, avea nevoie de mulți recuperabili și Călinescu era în bună măsură recuperabil, a fost recuperat spre deosebire de alții care nu au putut fi recuperați în anii 50. Și așa se explică și intrarea lor în partid, nu în bloc, atunci în 62, nu, când cu cererile acelea de adeziune publicate în Scânteia, da, evident, da, era un capital pe care regimul, al acestor mari intelectuali pe care regimul voia să și-l ajudece. Călinescu fusese, înainte de instaurarea propriu-zisă efectivă a regimului comunist, șeful unui partid satelit, Partidul Național Popular, care, în fine, urma să facă așa un fel de tranziție de la lumea veche la lumea nouă. El era un fel de garant al acestei treceri. Era cel care s-a dat cu forțele așa progresiste ale momentului. Avea și o carieră universitară de apărat și acolo Ruxandra Câmpeanu s-a părut că urmărește foarte multă finețe acest proces. Uneori a plusat în articole, cum ar fi cel despre Maniu, de la proces și în altele. Un articol abject, în particular. Da, în care... Asta e o bilă neagră a lui Călinescu, nu? În care Ruxandra Câmpeanu vede sau speculează că ar putea să fie și o încercare de a-și securiza postul universitar. Călinescu a avut probleme de la început. Deci nu ține de regimul comunist. Nu. Și aici ar trebui poate să discutăm interconectat, adică să discutăm trecerea de la un sistem la altul în cazul unora dintre acești intelectuali, pentru că Gecărinescu e un critic care a intrat târziu în mediul universitar, mai întâi la Iași, pe urmă la București, a avut mulți dușmani, a trebuit să facă anumite compromisuri și în perioada antonesciană și, în fine, tot scandalul acela legat de istoria literaturii române de la origini până în prezent. Și acolo jocul lui dublu era să-l facă să cadă între tabere, pentru că risca să-i nemulțumească pe toți. Și era și un om foarte fricos, era un om, cei care l-au cunoscut știu lucrul ăsta, un om speriat, care avea niște vechi complexe. Și atunci, sigur că a plusat uneori foarte greu de înțeles și de acceptat în orice caz, din punct de vedere etic. Ioan Stanomir, vorbeam de procesul lui Maniu și de publicistica lui Gecălinescu în momentul ăla, care, într-adevăr, rămâne ca o pată neagră. Nu, cred că reflectă, cum a spus și Paul Cernat, o strategie. Oamenii aceștia au făcut o alegere, în particular Gecărinescu, cum spune Paul foarte corect, avusese niște imense probleme în anii 40-41, scăpase cu dificultate și acești oameni au făcut o alegere, dacă aveți o alegere strategică, au considerat că regimul comunist, pentru a numi generic, este regimul care va rămâne aici.
au considerat că singura lor viață este aceasta de pe pământ și au considerat că pot sacrifica orice pe altarul a ceea ce ei socot că este opera lor. Este un pariu pe care l-au făcut și acest pariu a venit cu consecințe, pentru că Gecălinescu a fost de la început până la sfârșit, în plan publicistic, un apărător fidel al regimului comunist. A început la Națiunea, unde a scris niște lucruri abominabile, culminând cu textele nu numai despre Maniușele, ci despre instaurarea Republicii, toate acele monstruozități inimaginabile și care nu reflectă niciun fel subtilitățile lui intelectuale, după care a devenit cronicarul optimist. Să nu uităm că și acelea sunt texte foarte problematice. Și aș mai spune că acești, vorbeam de Ralea care este uitată, Ralea este încă un caz și mai complicat. Pentru că Ralea, spre deosebire de Călinescu și de Vianu, este singurul care are o carieră politică. O carieră politică la cel mai înalt nivel și un trecut foarte interesant, pentru că Mihai Ralea este legat de cercul vieții românești. Mihai Ralea este unul dintre criticii dreptei radicale în perioada interbelică. A scris acele texte despre rasputinismul românesc, niște texte fundamentale. Este un democrat, este apropiat de țărăniști, dar este și cel care, alături de alții, trădează pe țărăniști pentru a trece în barca carlismului. Este ministru al muncii sub Carol. Rămân de pe urma acestei aventuri politice celebrele fotografii în care Mihai Ralea este îmbrăcat în uniforma Frontului Iraniștilor Naționale și face salutul fascist, după care se reinventează și trebuie să pluseze la rândul său pentru a face uitat acest episod. Și nu uitați rolul pe care Mihai Ralea l-a avut în scandalul Vintilă Horia. Sunt personalități care au jucat un rol direct. Călinescu este într-adevăr cel mai complicat dintre ei, fiindcă dacă Mihai Ralea abandonase de fapt cariera intelectuală de ceva vreme și se concentrase mai degrabă pe demnități publice, iar Vianu era fundamental un estetician, G. Călinescu era legat de această legendă a marii sale istorii și era într-adevăr un tip de personaj care a exercitat în scurta perioadă de până în 48 o influență asupra tineretului. Radu Petrescu nu întâmplător îl citește pe Călinescu târziu, pentru că Radu Petrescu face parte în această generație care a crescut în cultul lui Călinescu. Cât despre relațiile lui Călinescu cu cei pe care a protejat, sunt într-adevăr complicate, pentru că să nu uităm că și Dinu Pilat a activat acolo, dar de acolo a fost arestat. Încât e foarte complicat, iar Călinescu, să nu uităm un lucru, Călinescu a avut și demnități publice, a fost deputat în Marea Adunare Națională. Veți spune, era unul dintre sute. Da, dar nu toți cetățenii Republicii Populare Române, fără să fie rezistenți, au ales să fie deputați în Marea Adunare Națională. Pentru că, vedeți, există și scări ale compromisului. Este una să faci un compromis precum Ion Barbu, să scrie acel poem semi-aberant despre Bălcescu, în care poți înțelege aproape tot. Dar este altceva să fii deputat în Marea Adunare Națională, este altceva să fii aproape 20 de ani publicist și este altceva să te afișezi în vecinătatea potentaților comuniști, pentru că în tot acest timp, să nu uităm, Paul Cenar l-a dat exemplu pe Adrian Marino. Sunt oameni care fie fac închisoare, fie nu pot scrie. A fost retipărit acum jurnalul epistolar dintre Radu Stanca și Ion Negoițescu. Acești oameni nu existau. Sau existau în ipostaze care nu aveau nimic în comun cu literatura lor. L-a pomenit pe Radu Petrescu. Radu Petrescu nu debutează la 40 de ani pentru că avea el o viziune specială, ci pentru că literatura lui nu se putea încadra în canonul estetic și politic de atunci. Canon la care, iertați-mă, a contribuit la elaborarea lui și G. Călinescu. Pentru că asta este, Tudor Vianu într-adevăr a lăsat o moștenire, catedra, și a lăsat într-adevăr ca moștenire acest stil aulic, nepătat de dogmatic și de histrionism. Moștenirea lui Călinescu este mult mai complicată, iar despre Mihai Ralea e foarte greu să spui că în cariera lui există cu adevărat ceva care să semene a consecvență și moralitate intelectuală. Poate recuperarea lui Brăileanu. Maestrul lui, nu? Mentorul lui de la viața românească. Un sector în care se simte... Cator? Da, pentru că Ibrahim nu fusese într-adevăr maestrul lui, dar nici aici Ralea nu este cel care merge în avangarda recuperării lui Ibrăileanu. Scrie niște texte, niște prefețe, încearcă să reabiliteze
poziția lui Brăileanu, în condițiile în care popuranismul încă era destul de greu de digerat de către ideologia oficială, dar studiile de substanță monografice apar mai târziu. Da, Ralea într-adevăr are mai degrabă o carieră politică și când i-am parcurs dosarele la CNSAS, el are dosare și din perioada de dinainte, din timpul lui Antonescu, care a urmărit de serviciile speciale de informații, și dosarul ăsta trece, se păstrează și e incorporat apoi în dosarul lui de securitate, unde iarăși este, devine obiectiv de urmărire informativă. Și se văd acolo foarte bine tranzițiile astea. De ce era suspect în ochii regimului Antonescu, de ce era suspect în ochii comunismului, în ochii comuniștilor. El avea traiectoria asta foarte sinuoasă, care era mereu, suporta mereu două interpretări. Mereu putea să pară că este fie filocomunist, fie carlist, mereu juca pe două planuri și când parcurgeam materialele astea, mă întrebam ce credea el de fapt. Numai că am ajuns mai degrabă la concluzia că poate ar trebui să acceptăm că ăsta e de fapt Ralea, dublu, adică adevărul nu e de fapt nicăieri. La un moment dat există o notă din 52, când el face o declarație imprudentă față de cineva și nota ajunge în dosarul lui de securitate, apropo de conflictul dintre Dej și Anna Paucăr. El firește că era într-un fel expus în ecuația asta pentru că fusese ministru la Washington, deci fusese în subordinea Annei Paucăr, fusese asociat cu ea. Și el spune că el are grijă să țină și cu unul și cu celălalt. Și cred că realmente nu se pune problema ce credea Ralea de fapt. Ralea pur și simplu avea grijă să se pună bine cu toată lumea. Asta este amoralism. Da, da, și este un slalom, cum spunea și Paul Cernat, și trebuie să spunem, cum sugerează și autoarea, doamna Ruxandra Câmpeanu, că acest slalom a început, de fapt, mai devreme. Deci nu începe la 23 august 1944 sau la 6 martie 1945, sau la 1 ianuarie 1948. De fapt, dumneavoastră ne întrebați despre perioadă și perioade. De fapt, răul politic cam apare în decembrie 1937, ianuarie 1938, când, de fapt, se instituie antisemitismul de stat. Avem un fel de regim de extremă dreaptă, Gogacuza, un guvern din care fac parte foarte mulți intelectuali, foarte mulți membri ai Academiei, cum remarca și Lucian Boia în lucrarea lui Capcanele istoriei. Și de aici urmează un deceniu al marilor prăbușiri, de fapt, cum a fost numit în istoriografie. Pentru că România, de fapt, o ține numai în dictaturi sau regimuri autoritare, din decembrie 1937 sau februarie 1938. Și toți acești intelectuali, chiar cei trei, încep să facă compromisuri mai mari sau mai mici. Chiar și Tudor Vianu, deși în forme mult mai subtile și mult mai puțin agravante. El era legat de Octavian Goga. Și sigur că Goga va rămâne mereu în cultura și în literatura română ca mare poet, dar el a fost un exemplu de politician, probabil politicianul cel mai strident pronazist, din păcate. Alături de Acecuza, chiar depășindu-l pe Acecuza, ceea ce e o contraperformanță remarcabilă, ca să mă exprim așa. Ori Tudor Vianu nu are puterea să se desprindă cu totul de Octavian Goga, deși nu se implică politic, și cumva putem extinde acest caz și la ceilalți, la G. Călinescu și la Mihai Ralea mai ales. Ralea ajunge ministru al muncii și, cum spunea Ioan Stanomir, ajunge să copieze modelul fascist italian. Merge în Germania nazistă și în Italia fascistă ca să ia de acolo un anumit model de regim politic. Deci episodul acesta al dictaturilor nu începe cu dictatura comunistă. Și avem de a face cu multe slalomuri și cu multe compromisuri. Istoria literaturii a lui G. Călinescu va rămâne totdeauna în cultura română și poate nu va fi egalată ca dimensiune intelectuală și cum să spun eu, ca pregnanță. Dar acolo, ultimul capitol, ultimele pagini sunt regretabile, ca să mă exprim civilizat. Acolo Călinescu, cum știți, vorbește despre rasă aproape în termeni în care vorbea și dreapta radicală, ca să nu spun mai mult. Deși dreapta radicală
l-a înfierat pentru l-a înfierat istorie. L-a înfierat, că nu era suficient de antisemit, și da, nu era suficient de pronazist. Dar, cred că Andrei Terian poate să... Dar acolo bine, Călinescu păcătuiește prin generalizări. Adică toți evreii sunt așa, toți scriitorii evrei sunt într-un anumit fel și cumva... Da, da, da. Și aș deci mai adăuga o secundă, apropo de dictaturi. Gândiți-vă totuși că dictaturile au contribuit la scoaterea din literatură a unor scriitori, este cazul lui Sebastian. Adică jurnalul lui Sebastian transcrie situația în care tu practic te uiți la o vitrină în care ești catalogat de scriitor evreu. Evrei în literatură, strecurați prin infracție în literatură, este monstruos și are dreptate Cristian Vasile să spună că de fapt degradarea vieții publice a impus intelectualilor un regim de existență cu care ei nu erau familiari, pentru că există teroare, există crimă de stat și există execuții extrajudiciare. Oricând poți să te pomenești că dispari. Dar și cei care au marșat la, nu știu, mișcarea legionară sau la regimurile de extremă dreapta de după, unii dintre ei au făcut-o și ca să ajungă mai pe scurtătură într-o carieră academică, cazul lui Ion Barbu, care a apăsat pedala legionarismului ca să ajungă în universitate mai repede în anumite condiții. Sau Lucian Blaga, sigur, el nu a fost... Un aderent, dar a făcut ușoare compromisuri, cum arată și Marta Petreu. De fapt, mai mult a fost adjudecat. Dar s-a lăsat adjudecat. Oamenii de extremă dreapta. Să pătrundă în Universitatea Clujeană, care era condusă de intelectuali afiliați extremei drepte. În mod regretabil, Sextil Pușcariu a fost un asemenea aderent. El era ordonatorul de credite acolo și... În fine, deci într-adevăr lucrurile au început mai de mult și... Andrei Terian, te rog, s-au ridicat mai multe probleme aici. Ultimul capitol lui G. Călinescu și o întrebare a mea. Ce a reușit până la urmă G. Călinescu cu slalomul ăsta? Pentru că din cartea Ruxandrei Câmpene este că a făcut concesii în propria lui operă. Și asta e mai grav. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru invitație și să-i salut și pe ceilalți invitați din platou. E un moment cumva așa ciudat pentru mine să intervin, pentru că, apropo de afirmația domnului Cristian Vasile, aici cumva iată cum se leagă niște fire ideologice și biografice. Și eu am remarcat rasismul lui G. Călinescu din ultimul capitol al istoriei și am fost concediat pentru asta de la Institutul G. Călinescu la care lucram până atunci. Deși, culmea, nu eu sunt primul care a observat acest lucru. Deși vorbesc, zic eu, destul de detaliat despre acest aspect în cartea mea despre Călinescu, cei care l-au observat au fost chiar contemporanii săi, Mihai Ralea și Șerban Cioculescu. Deci nu este niciun mare secret acest lucru. Însă n-aș dori acum să insist pe acest aspect colateral, deși relevant într-o anumită măsură și pentru Călinescu și pentru comportamentul lui, pentru că el, dacă pe de o parte în 1941 clama importanța specificului național, peste doar 5 ani, în 1946, sugerează că această limitare etnocentrică a literaturii noastre este un dezavantaj și pledează pentru sensul clasicismului. Dar referitor la aspectele punctuale, referitoare vizând comportamentul lui Călinescu din perioada 48-64, eu aș dori să punctez trei lucruri, și anume. În primul rând, e interesant că de fapt publicistica și în general comportamentul public, cel mai blamabil al lui Călinescu, nu a avut loc în această perioadă, ci după cum au și remarcat alți colegi din platou, înainte de instaurarea absolută a comunismului. De fapt, publicistica lui cea mai groaznică a fost aceea din anii 46-48. Și cazul lui Maniu, dar și unele intervenții care ni se pot părea astăzi incredibile, de exemplu lipsa de empatie față de suferințele țăranilor din Moldova care mureau cu zecile de mii de foame în
vara anului 1946, iar Călinescu scrie câteva articole în care sugerează că, de fapt, poporul român e de vină, că e cam mâncău din fire, ne amintește de celebra replică, nu? Cu dacă n-au pâine, dați-le cozonac, într-un fel. Deci, problemele apar aici. Cumva Călinescu a fost, poate chiar salvat de trecerea lui pe linie moartă după 48, pentru că, de fapt, în perioada stalinismului dur, el nu a publicat aproape nimic. Deci, lăsând la o parte acele polemici din 1948, care sunt, de fapt, în favoarea lui, pentru că își apără principiul autonomiei esteticului, el nu are intervenții, să zicem, jenante, decât foarte puține, pe marginea, să zicem, războiului din Coreea și altor evenimente interne și externe de la începutul anilor 50, revenind, cum se știe, în publicistică mai susținut abia în 1955. Un alt lucru pe care voiam să-l punctez este următorul, și anume referitor la perspectiva din care privim lucrurile. De fapt, ce urmărim să aflăm în momentul în care discutăm despre G. Călinescu și despre comportamentul lui deontologic? Și îmi place aici că doamna Câmpeanu precizează de mai multe ori că nu se referă la moralitate în sens vag, generic, ci se referă la atitudinea lui profesională. În general, există aici o obsesie privind cauzalitatea. De ce a făcut asta? De ce a făcut ailaltă? Ori, din punctul meu de vedere, nu acesta este lucru esențial. Călinescu, ca și alți oameni, acționează în virtutea unor motive. Și nu numai el, și nu numai cei care au făcut compromisuri. Și dictatorii contemporani sau din alte timpuri au motive. Rar găsim o persoană care să facă niște lucruri dintr-un comportament eratic, adică să fie incomprehensibil, să nu-i găsim explicații. Pentru toate gesturile lui Călinescu, ale lui Vian, ale lui Rale, există explicații, există cauze. Însă, întrebarea este, ne interesează cauzele sau efectele în momentul în care încercăm să le evaluăm comportamentul profesional? Și, din punctul meu de vedere, sunt mult mai importante efectele. Adică, sunt convins că pentru toți actorii din câmpul literar comunist și nu numai, pentru un Eugen Barbu, de exemplu, am putea găsi explicații pentru toate gesturile lor, dar explicațiile, evident, nu înseamnă scuze. Problema evaluării morale apare în momentul în care începem să discutăm efectele. Și ajung astfel la cea de-a treia observație a mea, care se referă la întregul comportament al lui Călinescu de după 1948 și anume la așa zisului histrionist. Pentru că, de fapt, ăsta este principalul argument în context, care vine ca o grilă de lectură. Deci toate gesturile, toate afirmațiile pe care le-a făcut Călinescu sunt cumva citite așa ca printr-o perdea, pornind de la bun început, de la premisa că el se juca, că el se măscărea chiar, că măscărea dogmele în primul rând, le parodia și așa mai departe. E o grilă, cum se știe, pe care au vehiculat-o contemporanii săi și care a atins cumva limita în interpretarea Monicăi Lovinescu, care citește, de exemplu, Scrinul negru ca pe un roman parodic la adresa regimului. Însă nu sunt foarte convins de această grilă de interpretare. Dacă stăm să ne gândim, în momentul în care punem o anumită lentilă, putem schimba sensul la orice. Există un experiment celebru făcut de criticul american Stanley Fish în anii 80, care a scris o bibliografie de lingvistică pe tablă și le-a cerut studenților săi să comenteze această poezie religioasă. Ei bine, au scos studenții lui niște comentarii extraordinare, plecând chiar de la premisa că bibliografia era de fapt o poezie religioasă. Mă tem să nu facem și noi această greșeală și în cazul lui Călinescu. Și de ce sunt sceptic în această măsură, dincolo de mărturile contemporanilor? Pentru că văd cum citesc publicistica lui Călinescu
tot mai mulți oameni care nu au fost contemporani cu el și care nici măcar nu au trecut în perioada, nu au trăit în perioada comunistă. Acum, cred că și eu și cred că și ceilalți colegi din platou am prins ceva din comunism, cumva reacționăm, chiar dacă am fost doar pionieri la căderea regimului, reacționăm cumva organic față de acea limbă de lemn. Dar cei care nu au trecut prin acest regim, de multe ori tind să, și văd asta la studenții mei, tind să citească textele lui Călinescu din anii 50-60 ca pe o propagandă obișnuită. E foarte greu să le explic, chiar când încerc să-i conving de acest lucru, că ar exista acolo un anume esopism. Sau, în orice caz, nuanțele, dacă există, se pierd în îndărătul mesajului bolovănos și agresiv al scris în limba de lemn a regimului. Doar că, Andrei, ce e foarte interesant în cartea lui Alexandru Câmpeanu e felul în care urmărește cum, de fapt, G. Călinescu a fost obligat sau a trebuit să-și schimbe pur și simplu interpretările cele ultraconsacrate din monografia despre Eminescu sau din istorie, camuflându-și anumite idei, adică jocul pare aproape, e teribil, e un joc, nici nu știu cum să-i spun, suprarealist, și e îngrozitor că a trebuit să facă lucrurile astea. Și apropo de efecte, tu vorbeai de efecte, aici sunt efectele, nu? Când destabilizezi un pic și felul în care lumea culturală, lumea literară vedea o chestiune deja conturată, cartografiată. Sunt de acord și mulțumesc că ați adus în discuție acest lucru. Da, e unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le face doamna Câmpeanu în carte aici. Se vede deja, cred că marele câștig al acestei cărți este tocmai acela că a depășit, se vede că a depășit cu mult polemicile dintre revizioniști și antirevizioniști care au dominat cultura noastră în anii 90 și care într-un fel mai erau în ecou și la sfârșitul primului deceniu, în momentul în care eu, de exemplu, am publicat monografia despre Călinescu. Deci e clar că vorbim aici o altă limbă și ne aflăm într-o altă epocă, una care favorizează reflecția lucidă, așezată asupra fenomenului. Acum, pe de altă parte, e de discutat această problemă a alegerii. Faptul că nu a avut de ales. Ați întrebat la începutul emisiunii dacă au existat cazuri de sau cazuri diferite de intelectuali români. Evident, și e suficient să ne gândim nu la un erou neapărat care, să zicem, a vrut să răstoarne regimul, suficient să ne gândim la decența unui Lucian Blaga, de pildă, care a rămas un fel de anahoret, închis în biblioteca lui din Cluj de-a lungul anilor 50, s-a ocupat de traduceri. Putea să fie aceasta o cale și pentru cei trei pe care îi discutăm aici. Iar în ceea ce privește pe Călinescu, ultima precizare, într-adevăr, aici în completare a ceea ce spunea Ioan Stănomir, aș spune, referitor la demnitățile pe care le-a ocupat de-a lungul regimului comunist, nu e vorba doar de statutul de deputat în Marea Adunare Națională. Să nu uităm că el a fost până la sfârșitul vieții director al institutului, care astăzi îi poartă numele. Acum, sigur că în 50, când a preluat institutul, acela exista doar pe hârtie, dar la mijlocul anilor 60, când Călinescu moare, avea, dacă nu mă înșel, câteva zeci de angajați, coordona câteva proiecte cheie de cercetare, inclusiv viitoarea istorie colectivă a literaturii române. Iar Călinescu era acolo un stăpân absolut, adică îi punea pe cercetători să joace în piese de teatru, făcea diverse experimente cu ei. Nu a fost Călinescu un izolat în chilia lui în această perioadă și mai ales nu către sfârșitul ei.
Da, Roxana, da. Da, apropo de ce spunea profesorul Andrei Terian, vreau să spun, să privim un pic ce se întâmplă cu aceste institute ale Academiei, inclusiv cu Institutul de Istorie și Folclor, Istorie Literară și Folclor, pentru că, din câte știu eu, Gecălinescu, datorită sau din cauza acestui joc suprarealist, din cauza acestor volute și revizuire ale propriilor opere, sub impact politic, el rămâne totuși director la acest institut din 1948-49-50 până în 1965. În afară de George Oprescu la Institutul de Istorie Artei, nu mai este un asemenea caz din câte știu eu. Deși, uitați, Iorgu Iordan, director la Institutul de Lingvistică, nu reușește să supraviețuiască 15-16 ani. E schimbat și pe urmă se reîntoarce. Sunt și alte cazuri. Ori Iorgu Iordan era mult mai apropiat de ilegalitatea comunistă, fusese în Comitetul Național Antifascist, adică avea niște credențiale mult mai puternice, ideologice, alături de stânga extremă, ceea ce Călinescu nu avea. Călinescu târziu, spre 1944, cochetează cu ilegalitatea comunistă. Deci e totuși un caz remarcabil de supraviețuire a lui Călinescu. Da, a fost alungat de la catedră, dar a încercat să facă o altă universitate la institutul pe care îl conducea. Deci e un caz foarte interesant. Și aș vrea să mai adaug un lucru care mi se pare foarte important. Depinde și care era domeniul în care activau toți acești intelectuali, pentru că fiecare dintre aceste domenii a avut destinul lui sub regimul comunist. Adică una era să fii critic și istoric literar de anvergura de suprafața lui Gecălinescu, în condițiile în care literatura era un aset pentru regim, mai important decât alte domenii. Alta era să te ocupi de sociologie, psihologie, caralea, domenii care erau mult mai colonizate și mai cumințite decât literatura care era folosită ca un fel de vitrină a libertății de expresie în cadrul sistemului spre sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60. Și altfel, altul era statutul esteticii, stilisticii de care se ocupa Tudor Vianu. Deci din acest punct de vedere, Călinescu a fost cel mai expus dintre ei. Și cred că ar trebui să discutăm puțin și despre literaturocentrismul din această perioadă, pentru că literatura a avut un statut special în timpul regimului comunist și a zice nu doar în anii 50, începutul anilor 60, după aceea a avut un rol foarte important pentru susținerea edificiului de stat, al statului în speță. Deci trebuie privit diferențiat în privința impactului asupra ceea ce a scris Călinescu, criticul Gecălinescu, cred că ar trebui să vorbim și despre impactul regimului asupra ceea ce a scris și asupra felului în care a fost nevoit să se revizuiască, să se autorevizuiască prozatorul Gecălinescu, pentru că și Enigma Otiliei și Cartea Anunții au fost rescrise și au fost stricate, din păcate, da, prin intervenții stilistice și nu doar stilistice, în edițiile finale autorizate de autor, ceea ce inclusiv a făcut... Inclusiv Ghetu Ioanide a avut o negociere cu însuși Gheorghe Gheorghe Udej, mai rescris la a doua variantă. Asta a fost altă poveste și cu scrinul negru pe care trebuie să-l rescrie de atâtea ori că era disperat Călinescu de faptul că nu se mai înțelege nimic. Dar pentru Enigma Otiliei și pentru Cartea Anunții a fost nevoie, iată, de o ediție critică recentă făcută de Nicolae Mecu, ediție care să restituie variantele manuscrise sau edițiile Princeps, pentru că... Edițiile anticomuniste. Anticomuniste. Încălcându-se principiul obișnuit în editare al ultimei variante acreditate de autor. Deci lucrurile sunt un pic mai complicate în ceea ce privește literatura și statutul literaturii în această perioadă. Ori aici Călinescu mi se pare mai expus decât ceilalți doi. Vianu sigur că s-a descurcat mai bine pentru că era într-o zonă mai aseptică, în vreme ce Ralea era într-o zonă mult mai politizată și, într-adevăr, activitatea lui a fost una politică de la început. El a avut un rol politic și înainte și după instaurarea regimului comunist, a avut un rol și în atragerea lui Sadoveanu în 1944 către comuniști, pe tot felul de filiere masonice și de altă natură. Ralea e un caz mai complicat, dar este un caz politic într-o mai mare măsură decât ceilalți. Și adăugă și eu ceva apropo de Gecălinescu. Într-adevăr, Paul Cernat are dreptate să observe că la Călinescu această voință demonică de supraviețuire cu orice preț conduce la autodistrugerea propriei sale opere, fiindcă odată și-a mutilat cărțile
care sunt de fapt capodoperele sale, fiindcă în termenii proze, enigma utilă este punctul cel mai înalt. Apoi, în scrinul negru, această rescriere n-a eliminat un fond de abjecție morală, fiindcă obiectivul din perspectiva ideologiei al scrinului negru, care era? Să demonstreze descompunerea fostei clase conducătoare. Să nu uităm că în acest punct al abjecției morale el se întâlnește cu un alt prozator, cu Petru Dumitriu, cel din Cronica de Familie. Pentru că aici cazurile evocate de doamna Ruxandra Câmpeanu sunt foarte importante, dar nu sunt singurele. E adevărat, Mihai Ralea merge mână-mână cu Sadoveanu. Sadoveanu este însă marele câștigător în ordinea demnităților publice, pentru că Sadoveanu este practic membru al organismului colegial de conducere a RPR. El semnează condamnări la moarte, să nu uităm, mi s-a reproșat de mult acest lucru și am primit mail-uri foarte violente ale unei descendente a lui Mihai Sadoveanu acuzându-mă că îi murdăresc memoria. Nu! Memoria lui Sadoveanu este și memoria operei, dar și memoria momentului în care Sadoveanu era demnitar comunist. Fiind în conducerea Republicii, putea grația. Exact, putea grația. Iar să nu uităm că s-a vorbit de Monica Lovinescu. Monica Lovinescu observa un lucru, că dacă ar fi să privim cariera de scriitor a lui Călinescu, singurul cu care se salvează din perioada postbelică este Bietul Ioanide. În măsura în care Bietul Ioanide are o legătură organică cu acea formulă literară din Enigma Otilii. Scrinul negru este o cu totul altă poveste. Iar domnul Terian avea dreptate să vorbească despre motivații și efecte. Motivațiile pot fi perfect explicabile, dar efectele sunt devastatoare, iar efectele asupra celor care îl admirau pe Călinescu sunt de asemenea importante. Gândiți-vă că pentru mulți Călinescu era un fel de idol, un fel de statuie, iar în momentul în care statuia se prostituează, iertați în formula, ce rămâne din exemplaritate? Pentru că acești Călinescu nu a aspirat doar să fie un model estetic. El și-a construit și o carieră prin care a gândit un fel de model paideic, pe dos. Asta este tragedia. Da, culmea e că receptarea, te rog, Ruxandra, a variat, nu? Sunt oamenii imediat din generația 60, nu vedeau compromisurile lui G. Călinescu ca pe o prostituare, ci ca pe o strategie de supraviețuire. Nu? Da, cum a fost cu receptarea? Câteodată ca pe o gură de aer proaspăt într-un mediu foarte apăsat ideologic. Aici, da, sunt diferențe de receptare. Cei care l-au prins pe Călinescu înainte de eliminarea de la catedră l-au condamnat mult mai tare pentru conduita lui ulterioară. Pentru că au văzut-o ca pe o abdicare de la lucrurile pe care le făcuse până atunci, de la opera lui de până atunci. Cei care au venit după, generația care l-a receptat și a promovat călinescianismul în anii 60, dimpotrivă, a văzut în prezența lui Călinescu în câmp un lucru bun, indiferent de concesiile care au fost necesare pentru ca el să existe acolo, pentru că a fost perceput ca un model într-o lume în care existau foarte puține. Ulterior, opiniile se nuanțează. Deja spre sfârșitul anilor 70, nu? Da. E un studiu sau... Da, începe să fie evaluat din nou din punct de vedere moral, în mod special prin atitudinea față de recuperarea lui Maiorescu. A fost un episod care apasă foarte, foarte greu asupra receptării lui Călinescu. Adică, pe scurt, când s-au făcut eforturi, nu? Cine a început Liviu Rusu? De recuperare. Da, înainte a fost Vianu, mai timid. Mai. A dat un mic semnal pe care l-a preluat Liviu Rusu în acel studiu. Cu acordul lui Răutu, nu? Ca să nu uităm faptul că gloria lui Călinescu s-a constituit și pe uitarea deliberată lui Lovinescu. Pe umbrirea lui Maiorescu. Și Maiorescu și Lovinescu. Adică totuși sunt două mari probleme. Deci, da. Când se fac aceste eforturi, Călinescu ce face? Călinescu, eu cred că se simte atacat. Pentru că el era șeful Institutului de Istorie Literară și Folclor. Deci el era responsabilul cu gestionarea trecutului literar. De la el ar fi trebuit să pornească un asemenea gest. În perioada aia el lucra la un tratat de istoria literaturii române, un care tratat colectiv, amânat, nu? Pe care l-a tot amânat, tocmai din cauza, se pare, tocmai din cauza
din cauza faptului că era foarte greu să scrii despre perioada junimistă fără Maiorescu sau despre interbelic fără Lovinescu. Era foarte greu de conceput în antare jurnal. Și dosarul lui de urmări informativă îl arată făcând totuși niște demersuri în interiorul institutului pentru rediscutarea lui Maiorescu. Numai că sunt de obicei demersuri de culise. El este mai vehement pro-maioreștian în discuțiile din cadrul institutului, adică pro-maioreștian în sensul că spune că trebuie totuși să-l recuperăm pe Maiorescu, pentru că nu putem să gândim trecutul literar fără el, nu putem să facem abstracție de el. Ajunsese, nu? Se vorbea despre mari clasici ca despre nejunimiști, o absurditate, nu? Da. Asta în condițiile în care relația lui Călinescu cu Maiorescu înainte nu fusese deloc cea mai bună, adică Maiorescu iese foarte prost în istoria literaturii române de la origine până în prezent. Călinescu a avut întotdeauna un ghimpe, un cui împotriva lui Maiorescu, nu mai vorbim de polemica lui cu Lovinescu, deci sunt lucruri mai vechi. Și cu toate astea, Călinescu mai trage și de timp cu tratatul acela, probabil tot legat, tot din informații de culise, legat de menajarea lui Maiorescu, în așa fel încât n-a mai apărut în termen ceea ce trebuia să apară. Ca să nu apară neconform cu realitatea, ca să nu apare falsificat din tratatul ăsta. Dacă îmi permite să intervin. Te rog, Andrei, da. Da. Cred că tocmai, sau iată un exemplu în care se observă, cred, destul de bine această diferență de perspectivă, cauze versus efecte. Pentru că, într-adevăr, Maiorescu nu s-a numărat niciodată printre preferații lui Călinescu. El se disociază clar de concepția maioreștiană despre poezie în istorie. Apoi, comentarea jurnalului maioreștian e făcută în mare măsură într-o cheie ironică, apogeul fiind la finalul anilor 40, când, cred că în Poezia Realelor, dacă nu mă înșel, sau în Domina Bona, îl compară pe Maiorescu cu Dinu Păturică sau cu Tănase Scatiu. Și în mod clar există această... nu, cu Tănase Scatiu. Există această aversiune a lui Călinescu față de Maiorescu, dincolo de un fond critic. Dar, revenind în context, era oare bine, strategic vorbind, în anii 60 să te opui reabilitării lui Maiorescu? Pentru că, evident, Maiorescu era atunci o metonimie pentru toată critica estetică și era clar că prin breșa pe care el ar fi făcut-o și a și făcut-o în cele din urmă, putea fi regândită toată critica literară în ansamblul ei. E clar că, indiferent care ar fi fost motivele, decizia lui Călinescu a fost foarte neinspirată în context și nu face decât să-l apropie retrospectiv de ideologii marxist-leniniști care continuau să tune și atunci împotriva autonomiei esteticului și a lui Maiorescu. Ruxandra, tu vorbești în carte mult despre competitivitatea lui G. Călinescu și cu predecesorii și cu De asta cred că în discuția asta și de felul în care s-a achitat prost față de Braslă, nu? El în gesturile lui publice, nu cele de culise sau de discuții instituționale. Da, de asta cred că discuția despre alegerile morale ale intelectualilor în perioada respectivă trebuie pusă și în termeni de efecte, dar și în termeni de cauze. Pentru că în măsura în care putem să reconstituim sau să speculăm cu privire la intențiile lor, aflăm lucruri importante și despre mediul în care trăiau. Apropo de observația domnului Paul Cernat legat de instituții, de universități, putem să ne întrebăm dacă una dintre cauzele pentru care au fost mai obedienți sau au fost timorați în contexte totalitare este dorința lor de a-și păstra catedra sau teama de a nu o pierde, atunci putem să ne întrebăm și care este rolul universității în viața noastră literară, care sunt mecanismele de selecție și de contraselecție. Pentru că au fost tot felul de cazuri, au fost și situații în care
unii scriitori nu au avut acces la posturi pe care le-ar fi meritat din rațiuni strict clientelare, adică nici măcar politice. Și putem să ne punem și întrebarea asta, că cum funcționează universitatea, care este unul dintre... unul dintre mediile în care intelectualii activează cu predilecție în universitate și în presă. Iar apropo de tot referitor la cauzele gestului lui Călinescu, cred că rivalitatea asta a fost una dintre ele. Faptul că el resimțea foarte acut competiția asta și cu predecesorii și cu scritorii contemporani. Și nu a reușit să o depășească, nu a reușit să vadă mizele contextului, mizele reale ale contextului, pentru că el trăia în logica asta a competiției. Și acum spui tu, câmpul liber sau al zonei sau al spațiului cultural care avea propriile mecanisme de autoreglare, dar acum nu mai era... Da, acum a elimina un adversar așa. Însemna să îl elimini neloial. Și un alt fizic. A elimina din câmp însemna, da, să-l elimini neloial, adică nu printr-o competiție de idei, ci prin articole cum sunt cele pe care le-a scris Călinescu în 63, când se încerca reabilitarea lui Maiorescu și când el apasă pe frână. Da. Da, și adăuga că în numărul omagial închinat lui Carol al II-lea, printre semnatarii entuziaști care pun soclul cultului personalității, se numără și Călinescu. Adică ideea intelectualului român că trebuie să caute un patron la care să se adreseze și care să-i rezolve treburile murdare ale eliminării unor competitori, nu se naște cu comunismul. Cristian Vasile avea perfectă dreptate. Să nu uităm că a existat un voievod al culturii. E adevărat, un voievod al culturii ceva mai aproape de cultură din perspectiva propriei sale educații și mult mai nuanțat. Adică ceea ce a făcut la fundațiile regale este un lucru remarcabil, dar cu un preț. Contribui la fundațiile regale, contribui și la edificarea cultului personalității. Adică, vedeți, sunt foarte antecedentele acestea, precedentele, i-au modelat pe scritori și i-au învățat folosind o formulă clasicizată, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. Partea cu un covoaie au eliminat-o, iar că despre criticii universitari, o observație importantă. Mari critici în perioada interbelică sunt cu foarte puține excepții critici universitari. Ei sunt în afara câmpului universitar, pentru că să nu uităm cum a încercat să intre Lovinescu în universitate și n-a putut. Ca să fiu rău, aici Maiorescu a avut un rol care ar merita discutat și de construit, pentru că în universitate câtă vreme era el ordonatorul de credite, nu se intra decât în zona lui, decât dacă treceai pe la convorbiri literare. Pe urmă s-a adăugat Iorga și e sigur că Lovinescu, da, având relații proaste și cu Mihail Dragomirescu, unul dintre urmașii lui Maiorescu, deși dizident față de el, având relații proaste și cu Iorga și cu alții și cu Pușcariu, a ratat intrarea în universitate. Deci e o problemă de discutat și în legătură cu universitatea precomunistă, dar e o problemă, cum vorbeam, Stanomir, foarte corect a pus problema legăturii cu carlismul. Pentru că putem să vorbim despre o recuperare a carlismului chiar în interiorul mecanismelor de propagandă comuniste. Și îmi spun asta, mă refer inclusiv la instituții precum căminile culturale și alte tehnici de propagandă, dar inclusiv intelectuali care au servit regimul Carol al II-lea. Anti-antonescieni, pentru că au avut o perioadă proastă sub Antonescu, sigur, și au fost salvați. Și în virtutea antilegionarismului și anti-antonescianismului, carlismul a fost trecut cu vederea și a fost recuperat. Cezar Petrescu, Arghezi, sunt foarte mulți. Cazul lui Iorga e un pic mai complicat, pentru că Iorga, deși este un carlist entuziast, are niște probleme de dosar îngrozitor de complicate și va fi recuperat prin desfigurare ulterioară. Adică, dacă are curiozitatea cineva să citească celebrele cărți despre Nicolae Iorga împotriva fascismului, mai spune că Nicolae Iorga era un fel de Remo Aron care se lupta cu fascismul din anii 20, uitându-se că printre primii oameni politici din România care l-au admirat pe Mussolini se număra ilustrul Nicolae Iorga. Dar a spune un lucru. Problema este că dictatura carlistă a ținut doar 2 ani. Ori, de asta și neglijarea acestei perioade și concentrarea pe perioada comunistă. Dar ne întrebați de ce totuși această posteritate cumva favorabilă, nu? De ce o receptare bună, cel puțin a generației 60 și chiar ulterior? Problema este că, și trebuie spus acest lucru și cred că s-a sugerat și înainte, și Călinescu și Ralea, într-o mai mică măsură Vianu, dar și Vianu, ei au ținut spatele unor cercetători veritabili cu probleme mari de dosar.
Pentru că, gândiți-vă, și Dinu Pilat avea probleme de dosar, Papadima nu mai vorbesc, Papadima a fost condamnat pentru crime împotriva umanității, crime de război. Și totuși a fost reintegrat în Institutul de Istorie Literară și Folclor. Să nu uităm că Ralea, ca director al Institutului de Psihologie, îl angajează și îl menține pe Traian Herseni. Traian Herseni a fost unul dintre ideologii Mișcării Legionare. A scris Mișcarea Legionară și Țărănimea, Mișcarea Legionară și Muncitorimea. Două cărți importante pentru doctrina, conturarea doctrinei Mișcării Legionare și totuși angajat și păstrat de Mihai Ralea la Institutul de Psihologie. Nu mai spun, și chiar și alții de la Institutul de Istorie Literară au fost protejați de Călinescu. Cornelia Ștefănescu, de exemplu, un caz limită, care putea rămâne în arest poate și mai mult, dacă nu intervenea Călinescu la Factorul Politic. Deci, prin urmare, acești oameni s-au simțit datori, cumva, după 1964-65, să-i apere pe acești maestri ai lor, și am dat doar câteva cazuri, sunt și alte cazuri. Uite, de exemplu, Tatiana Slama Cazacu a fost salvată de același Mihai Ralea. Prin urmare, evocările din publicistica literară, să zicem, perioada aceasta, 1965-1989, venită dinspre acești cercetători salvați, sigur că e profund îndatorată memoriei maestrilor. Poate ar trebui să vorbim despre cei care n-au putut fi salvați sau nu s-a dorit să fie salvați. Problema pe care o evocă Cristian Vasile este o problemă aproape de dilemă morală. Este ca și cum pe un vas tu ai un număr limitat de locuri, te uiți la naufragiați și te întrebi, din 10 naufragiați, câți pot să urce pe barca mea? Adrian Marino n-a mai fost salvat. Deci, vedeți, aici vorbim de ceva care, cum spunea domnul Terian, atinge... Adică, vedeți că și acolo, adică, sunt oameni care n-au mai putut scrie, care unii dintre ei și-au distrus viața în închisoare. Au fost scoși. Mă gândeam, cât vorbea Paul Cernat, de complicatul caz al lui Vladimir Străinu. Vladimir Străinu, un ilustru emul al lui Lovinescu. Vladimir Străinu a fost unul dintre marii critici ai comunismului în perioada 44-47. Face și închisoare politică. Dar Vladimir Străinu, care iese din închisoarea politică, nu mai este același. Deci vedeți că și îi se oferă și cred că a condus editura Univers, editura pentru literatură universală, viitoarea editura Univers. Adică sunt foarte multe cazuri. Adică omul Vladimir Străinu din anii 44-47 nu mai este Vladimir Străinu la sfârșit, pentru că Cristian Vasile a scris pagini foarte importante, când te recuperau, te și castrau. Nu mai erai cel de dinainte. Tu te întorceai umbră și în calitate de umbră le erai util. Adică Vladimir Străinu, când scrie, de exemplu, versificația modernă, e la nivelul de atunci. Și mă gândeam, apropo de Călinescu, aveți curiozitatea să citiți textul despre Cehov al lui Călinescu? Am avut curiozitatea, pentru că mă pasionează Cehov. Este extraordinar de dezamăgitor, ca să mă exprim elegant. Adică modul în care G. Călinescu a interiorizat dogmele marxist-leniniste scriind despre clasici literaturii universale este îngrozitor și arată într-adevăr că acest histrionism îl conducea și la dorința de a se autoreeduca într-un fel. A interiorizat? Da, te rog, Andrei Terian. Da, textele lui Călinescu din anii 50 de literatură universală, mă refer la textele mai ample, în mare măsură sunt realiști socialiste. Nu da, prea da, e da, mare lucru este de adăugat la asta. Ce voiam să punctez? E o linie de discuție pe care mi se pare că ar merita să mai insistăm puțin. Cred că unul dintre meritele importante ale acestei cărți, și nu numai ale ei, dar și ale unor cercetări similare din ultima vreme, este aceea de a profunda dimensiunea instituțională a literaturii. Am depășit sau începem să depășim din ce în ce mai mult percepția aceea că un critic important este el care are în mână sau de partea lui doar condeiul și astfel transformă lumea. Și ne dăm seama de complexitatea încrengăturilor dintre indivizi și instituții. Apropo de universitate și de Titu Maiorescu, eu cred că, de fapt, Maiorescu este acela care a stabilit la noi această opoziție între critică și universitate. Pentru că, da, Maiorescu avea o poziție importantă în universitate, de fapt în universități, că a trecut prin amândouă,
care funcționa atunci în România, dar să nu uităm că Maiorescu niciodată n-a predat literatură română. Dimpotrivă, meritul lui, dacă poate fi considerat un merit, este că i-a discreditat profund pe ambii titulari ai catedrelor de istoria literaturii române, și pe cel de la București, pe Vea Urechea, și pe cel de la Iași, pe Aron de Însușianu, cu celebrul În Lătul. Deci această opoziție dintre critică literară și universitate, cred că Maiorescu o stabilește la noi și ea se întinde hăt nu numai în interbelic, ci și în perioada postbelică, unde chiar dacă mulți sau majoritatea criticilor literari sunt universitari, ei privesc munca în universitate ca pe un auxiliar sau, în cel mai bun caz, ca pe un bonus, ca pe recunoașterea meritelor publicistice. Abia după 2000, să zicem, acest raport se calibrează cumva, dacă nu cumva se răstoarnă. Ei, ca să revin la Călinescu, pentru el am făcut această digresiune, e foarte interesant cum Călinescu, deși e eliminat din universitate, el revine în anii 60, prin ipostaza lui cea mai puternică, sau figura aceasta are figura de universitar underground, ca să zic așa, pentru că el vine și predă efectiv ceea ce îi place. Vine, interacționează direct cu studenții, le povestește despre obsesiile lui și în același timp are și legitimitatea instituțională a universității, dar are și un fel de, sau cel puțin aparența unui contradiscurs, pentru că el nu e profesorul acela cu care te întâlnești zi de zi la curs, care te îndoctrinează cu marxism-leninism, îți dă marxism-leninism cu pipeta și pe lângă asta îți oferă și tot felul de anecdote interesante. Și eu cred că această condiție paradoxală a lui Călinescu la mijlocul anilor 60 explică și ea, în bună măsură, priza pe care a avut-o la studenți și, în general, la acea generație în formare. Despre interiorizarea marxism-leninismului vorbea Ioan Stanomir, dar întrebarea e, din cartea ta, Ruxandra, cât era de dublare, cât era autoamăgire și, de fapt, cum au funcționat acești intelectuali în exercițiul compromisului lor? Știm deja conceptul ăsta de dublare, nu? Una credeai și una scriai. Știm de la Miloș, nu? Doar că lucrurile scrise rămân, din păcate. Da, de interiorizat. Ideologia oficială nu cred că a interiorizat niciunul dintre ei. Călinescu, într-adevăr... Sau să se auto-omăgească, nu? Că sunt cumva subversivi sau, nu știu, ce puteai să-ți spui în interiorul da, tău? Aici cred că sunt foarte valoroase intuițiile lui Matei Călinescu în corespondența lui cu Ion Vianu. Ei discută un pic fenomenele psihologice asociate situației astea. Și, într-adevăr, puteai să te amăgești că ești subversiv, că trimiți, de pildă, un manuscris și că ai păcălit cumva cenzura și că ai reușit să strecori niște lucruri, dar dacă se publica, dacă ți-a apărea cartea, după aia începeai să îți pui întrebarea, poate că n-am fost subversiv din moment ce a apărut. Asta se întâmplă Matei Călinescu cu romanul lui, nu? Da, Matei Călinescu numește fenomenul ăsta post-cenzură. Ai impresia că ești subversiv, de fapt... Da, aș interveni aici un pic pentru că ați întrebat care este gradul de interiorizare. Mare dezamăgire poate a noastră, a istoricilor literari, e că nu avem și o mărturisire a lor secretă în raport cu puterea, că n-au lăsat niște confesiuni, că nu s-au mărturisit unui confident, că n-au lăsat măcar ceva scris de regret sau de cum să spun eu, o reflexie pe marginea evoluției lor după 1944, adică ceva intim, ceva care să-i arate în adevărata lor dimensiune. Ce au gândit, de fapt? A fost doar ceva silit sau chiar au mers pe drumul interiorizării? Și ăsta e marele meu regret în raport cu acești titani ai culturii române. Poate că este și efectul condiționărilor, Cristi, pentru că în momentul în care tu pui pe hârtie asemenea lucruri, te înfrunți două obstacole. În primul rând, este frica ca un asemenea text să nu încapă pe mâini greșite. Gândiți-vă ce însemna să ții un jurnal subversiv în acei ani. Iar în al doilea rând este și problema oglindirii în propria ta conștiință.
Da, aici cred că Ioan Stanomir are dreptate, pentru că, vedeți, aici sunt mai multe planuri și cred că toți trei erau conștienți de acest pericol. Să nu uităm că există un plan A și un plan B. Adică planul A este planul comunist. Domnule, dumneata ești un intelectual care ai un trecut progresist și poți fi recuperat. Sau există planul B, pentru că Ralea a fost ministru în guvernul dictaturii carliste, colegul istoricul Constantin Cegiurescu, care și el a încercat în perioada asta 1945-1948 să se apropie de putere. Ralea se salvează, Cegiurescu ajunge la Sighet. Dar după aceea este salvat. Este salvat, dar a trecut 5 ani prin închisoarea de la Sighet, îndurând foamea. Deci cred că ei erau perfect conștienți de pericolul acesta. Dar regretul este mare, pentru că nici măcar nu s-au confesat unor apropiați. Pe patul morții sau în perioada asta, 1963-1965, când își cred că e vorba și de o anumită elementară prudență, fiindcă a te confesa, puteai să ajungi să te confesezi securității. Da. Pentru îmi pare rău să fiu atât de informatorii brutal, adică pe patul morții și când, dacă nu e patul morții, dacă mai trăiesc și confesiunea un efect, pare puțin trivial ce spun, dar nu uitați că securitatea era până și pe patul morții prezentă cu tine. Totuși au existat niște mărturii, acum sunt de luat sub beneficiu de inventar, nu avem niciun fel de garanție a autenticității lor, membrii ai familiei în cazul lui Tudor Vianu, colaborator de la institut în cazul lui G. Călinescu, în cazul lui Rara, nu știu să spun exact. Deci au existat, așa, off the record, tot felul de, sau e posibil să fie existat, tot felul de mărturisiri. Călinescu spunea unui colaborator, dar oare m-am compromis foarte tare, dacă m-am compromis e ca să fac să treacă mai departe ceva din, mă rog, ce a însemnat pentru mine literatura. Putem să credem sau putem să nu credem lucrurile astea. Lăsat scris, nu au lăsat asta, cel puțin în cazul lui Călinescu. În cazul lui Vianu putem să inferăm, pentru că sunt niște poeme care au apărut mai târziu și care au un tip de atitudine, niște poeme parabolă, care par să trimită către distopie, către... Nu, cred că Tudor Vian a avut o conștiință etică mult mai pronunțată și există mărturii, cum e și al lui Nicolae Balotă, care discută cu Vianu și întotdeauna observă că Vianu este foarte onest și că preferă să nu atace anumite subiecte, tocmai pentru a nu îl pune pe interlocutor într-o situație delicată. Adică Tudor Vian a avut, dacă vreți, o gentilețe umană care a lipsit lui Călinescu. Și o căldură umană, de fapt, pentru că el, de fapt, și-a creat autentici discipoli. Dacă ne gândim la școala de estetică de la București, ea a fost creată de Tudor Vian. Cercul de poezie și de stilistică. Poetică și stilistică. Dacă îmi permiteți, și cu riscul de a părea foarte lipsit de nuanțe, cumva această confesiune există și sunt chiar textele semnate de ei. Adică faptul că unii au dus, conformismul ideologic și chiar mai mult decât conformismul ideologic într-o anumită zonă, asta ne spune multe. Eu m-am gândit, de exemplu, mult cum să interpretez una din afirmațiile celebre ale lui Călinescu într-o cronică din anii 50, și anume că ar trebui să eliminăm toamna din poezie, că toamna evocă tristețea și depresia și omul muncii în nou regim nu este trist, este evident optimist. Acum, oricum am întoarce genul ăsta de, dogmatism stupid, nu are cum să-l caracterizeze pe Călinescu. Aici chiar cred că nimeni nu are îndoiele în această privință. Și totuși el a scris-o. Bun, cum să interpretăm lucrurile? Ideea este că și dacă nu a crezut în ceea ce a spus, și foarte probabil nu a crezut, faptul că girezi o asemenea enormitate cu numele tău și îți asumi practic riscul ca măcar o parte dintre cititorii tăi să te ia în serios, mai ales cei mai puțin educați sau cei care nu te cunoșteau dinainte de anii 40 și de anii 50, asta spune multe. Vianu nu a scris așa ceva, nici măcar Ralea nu a scris așa ceva și mulți alții nu au scris așa ceva. Deci cred că, într-un fel, răspunsul
la acest lucru îl avem prin ceea ce ne-au lăsat. Adică oricât am pescui în opera lui Tudor Vianu, nu cred că vom găsi acolo enormități comparabile, să zicem. Colegii mei au căutat un pic în arhive, avem o bucățică cu G. Călinescu de la sfârșitul anilor 50, nu? Pe care evocase și Paul Cernat înainte, când el se apucă de la Academie, mi se spune în caz că era un moment în care el reluase, nu, cronica literară și în care ratase, de fapt, începutul generației 60. Să vedem imaginile. Un om adevărat, un patriot, nu se mulțumește să aplaude mai tare sau mai discret. El se alătură marii armate a muncii, preocupat numai de strălucirea viitorului patriei sale. Da, e din momentul ăla febril. Este, da. Vedeți, mă gândeam și la ce spunea domnul Terian. Da, e până la urmă această enormă problemă. E nu doar că... G. Călinescu nu doar că a scris, dar a scris într-un context în care aceste cuvinte contau. Pentru că nu era vorba de a elimina toamna din poezie. Era vorba de a elimina cântăreții toamnei din literatură, dacă îmi permiteți această formulă. Și unii care au scris despre toamnă au dispărut din literatură și ulterior au dispărut și din viață. Adică în momentul în care oamenii aceștia făceau aceste comiteau aceste monstruozități morale, un poet ca Vasile Voiculescu era practic asasinat. Dinu Pilat era aruncat în închisoare. Mihai Rădulescu era omorât. Alice Voinescu era închisă. Făcea domiciliu obligatoriu. Gândiți-vă, n-am evocat-o pe Alice Voinescu. Iată, un exemplu. Alice Voinescu, una dintre primele cronicare dramatice de la noi. O ființă de o gingășie și de un curaj moral extraordinar. Ce vină aveau acești oameni că pentru ei nu mai era loc în această lume și că era loc doar pentru acești saltimbanci amorali. Pentru că, iertați-mă, un asemenea text nu trebuie interpretat inocent. El servea unui aparat de propagandă. Dacă citiți jurnalul epistolar, observați de acolo că erau scriitori care se considerau scriitori, dar care nu existau. Pentru că n-aveau nicio platformă. Nu puteau să existe, pentru că ei scriau despre toamnă, ca să fiu puțin malițios. Da. Și probabil că și Vasile Voiculescu era în această categorie a poeților mistici și melancolici, care nu au ce căuta în literatură. Iar cazul Dinu Pilat, că este un caz ilustru și e totuși obiectul unei recuperări, gândiți-vă, un roman confiscat de securitate. De ce? Pentru că a scris despre un trecut interzis. Acum, pentru că vorbim de cauze și efecte și despre deontologie, în tensiunea asta dintre figura lor publică, dar și în spațiu public, vreau să zic, și figura în spațiu profesional care conta, de fapt, până unde putea merge sacrificiul unui intelectual? Adică era important, puteai să faci orice compromis ca să obții ceva pentru literatura ta? Da, cred că unii au gândit așa și Călinescu cred că a făcut pariul ăsta. Dar calculul a fost problema greșit. Este că lucrurile nu funcționează, nu au funcționat așa. Ideea că poți să-ți negociezi niște spații de libertate făcând compromisuri politice s-a dovedit falimentară, pentru că prin activitatea sa în publicistica politică, de fapt, Călinescu a girat un regim care, pe urmă, exact asta a făcut. A limitat posibilitățile de expresie în lumea literară, inclusiv pe ale lui Călinescu. Deci, pariul în sine nu a fost bun și, dacă ne uităm la efectele pe care le-a avut, și cred că nu este bun nici ca mod de a gândi. Eu am considerat că este legat de un anumit model al intelectualului care e foarte influent, are o carieră lungă în lumea noastră literară, un model maioreștian al preocupării față de, al separației clare a valorilor și al preocupării față de operă, nu față de alte zone ale spațiului public. Problema este că ajungi, dacă urmărești principiul ăsta până la ultimele lui consecințe, ajungi la un gest ca lui Călinescu în momentul în care scrie împotriva lui Iuliu Maniu. Adică ajungi să faci niște lucruri greu de imaginat și greu de suportat moral.
Și întrebarea atunci este, poți realmente să sacrifici orice din afara literaturii ca să salvezi literatura? Pentru că gestul ăsta mi arată că nu. Da, ascultându-o pe Ruxandra Câmpeanu, m-am gândit și la o dimensiune comparatistă, să nu privim doar cazul românesc, să ne uităm și la Europa Centrală, la Polonia, la Ungaria, la Ceoslovacia, la RDG. Întrebarea este, au avut și ei un Călinescu, un Ralea? Cred că au avut, din ce am citit eu și din ce am întrebat și pe istoricii polonezi, maghiari sau cehi. Problema este că poate nu la aceeași intensitate a compromisului, dacă pot spune așa, și poate au avut și momente de trezire și m-am întrebat de ce. Și o posibilă explicație, un posibil răspuns ar fi că în cazul românesc ne confruntăm cu o lipsă de tradiție autonomiei intelectualului și artistului în raport cu puterea. Adică nu avem instituții, alte instituții decât statul. Corect. Statul construiește totul la noi. Și patronajul construiește națiunea, deci totul vine de sus. Ori la ei a existat Biserica Catolică, în cazul polonez, au existat sindicate și toate acestea ajung la un vârf în anii 80. Pentru că în Polonia, de fapt, se construiește o contracultură, o contrauniversitate, o contraliteratură. Noi nu trebuie să trecem prin cenzură ca scriitori. Noi dialogăm direct cu cititorii din underground. Samizdatul. Ori în România nu se construiește așa ceva. Tu trebuie să negociezi cu statul. Și paradoxal, până și în Uniunea Sovietică exista mai puternic această conștiință a misiunii scriitorului de a se situa împotriva statului. Pentru că, paradoxal, rușii ilustrează și această obediență totală față de stat, dar și această credință în puterea scriitorului de a se opune. Adică, cazul lui Bulgakov are ceva tragic. El spune, manuscrisele nu ard și are dreptate. Nicolae Steinhardt, ca să pomenim de un caz de asemenea, a activat și la suprafață, dar s-a construit în underground ca scriitor. Și pariul lui a fost cel câștigător, pentru că nu romanele politice ne modelează nouă percepție asupra trecutului comunist astăzi, ci tipul de poziție din Jurnalul Fericirii. Curajul acela etic și moral unic. Și mie mi se pare foarte importantă această chestiune a dependenței intelectualului, scriitorului față de stat. Ea nu vine numai din modernitate, însă vine și din premodernitate, din acea relație între sfetnic și domn, să zicem, între, deci o anumită moștenire premodernă, e o tradiție locală care nu se regăsește în aceeași măsură în statele Europei Centrale și de Est, care moștenirea a condiționat în bună măsură acest comportament al intelectualilor publici sub asemenea forme de presiune totalitară. Deci sunt lucruri care trebuie luate. Trebuie spus că iau beneficiat și de un climat pe care nimeni nu-l putea bănui că există. Adică toate dictaturile care au premers dictatura comunistă au fost severe, brutale, dar n-au atins acest grad de intensitate, plus că, așa cum spunea Cristian Vasile, au durat puțin. Adică episodul carlist a durat 2 ani, episodul legionar a durat într-adevăr more or less mai puțin de un an și a adus la lumină într-adevăr pe Pepe Panaitescu, pe Ion Barbu și pe mulți alții. În schimb, intervalul comunist a fost cel puțin pe un prim deceniu de o intensitate și de o ferocitate a represiunii greu de imaginat. Iar cei care au intrat în joc erau conștienți de faptul că nu se va termina probabil niciodată și că trebuie să trăiască la nesfârșit cu asta. Adică asta a fost și slăbiciunea lor, Paul, pentru că alții în Uniunea Sovietică erau conștienți poate că nu se va sfârși, dar s-au gândit la un viitor care este al operei lor. Și încă o dată îl dau exemplu pe Bulgakov, care nu a fost un sfânt. A publicat sub regimul sovietic, a dialogat cu Stalin, dar a dialogat de pe un piedestal pe care îl confera statutul de scriitor rus. Exista și o tradiție a protestului, o cultură a protestului care era minoritară, dar care exista totuși, era intensă. Tradiția libertății cugetului. Din păcate trebuie să încheiem, deși discuția ar putea continua, iar cartea Ruxandrei e foarte bine documentată. Ce să vorbesc și despre felul în care se rediscută canonul în anii aceia, despre felul în care se pune în lumină recuperarea, bine, interbelicilor, care a fost importantă.
Eu asta n-am vorbea de niște cazuri dintre astea serafice, l-aș mai aminti și pe Ion de Sârbu, de care n-am vorbit, un om care a decis un om care să iasă... s-a salvat prin posteritate. Da, să iasă din... Ați avut și o emisiune, s-a retipărit acum, e din Europa, da, și e un monument. Eu, se vede acum că e o capodoperă. Și să ne mai uităm și la acești oameni și ca la niște oameni cu dublu statut de victime și de colaboratori. Sunt la un moment dat, Ruxandra, în carte niște mărturisiri ale lui G. Călinescu față de un apropiat. Nu mai pot ieși din circuitul ăsta, am intrat. Deci era... Da, al compromisului politic de teamă. În jurnalul lui Ioan Hudiță apar mărturisirile astea, pentru că erau colegi la universitate în perioada respectivă și cred că asta ne arată și în ce măsură ar fi necreditabile niște memorii dacă s-ar fi păstrat, pentru că fenomenul ăsta de autoamăgire se poate manifesta foarte bine și așa. Călinescu poate îi spunea lui Hudiță lucrurile astea pentru că Hudiță era țărănit și mereu îl trăgea la răspundere pentru pactul politic pe care îl făcuse, dar poate că și credea la un anumit nivel ca să se împace cu el însuși și că face lucrurile astea ca să evite derapaje, să zicem, mai grave. De citit... Un singur lucru aș fi vrut să adaug. Cartea Ruxandrei Câmpeanu este în egală măsură o carte de sociologia elitelor și de istoria ideilor și a instituțiilor din perioada aceea. Pariul ei este acela de a integra interogația morală în problematica sociologică. Și cred că este un pariu foarte important. Dincolo de orice fel de mecanism abstract, de orice explicație abstractă care ține de știința în sine, de domeniul în sine, ceea ce ne propune este să ne punem întrebări cu privire la deciziile pe care le-au luat oamenii, deciziile etice, deciziile morale pe care le-au luat, pentru că nu sunt niște simple rotițe sau nu sunt doar niște simple rotițe într-un mecanism. Ei sunt totuși oameni. Și au liber arbitru. Și au liber arbitru. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc Andrei Delian, Ion Stanomir, Paul Cernal, Ruxandra Câmpeanu și domnule Vasile. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Numai bine.